pentru că am timpul oarecum limitat aici și nu pot să stau câte zile vreau eu, am decis să iau masa aici pe balcon. Am cumpărat ceva de la restaurantul chinezesc unde am mâncat mai devreme. Orez cu ou. Și am decis să mănânc aici pe balcon pentru că merge treaba mai repede. Așa, la restaurante stai mai mult, bla bla bla, și e și mai ieftin, ca să o spunem cinstit. Dar pe lângă asta, pentru că urmează să ies în la clubul de mai târziu, mi-am cumpărat un gel de duș care sper să-mi aducă succesurile de care am nevoie, da? Cum să pot să se vadă scrisul? Se vede oricum ar fi, da? Hai să vă arăt și cum arată mâncarea de astăzi, din seara asta, și ne vedem în zona de cluburi. V-am pupat! Da, deci ăsta e orezul cu ou. Coca-Cola nelipsită, cea care de la care o să mor cu siguranță, din cauza asta o să mor. Și marele gel de duș care îl țin lângă mine să ne împrietenim de pe acum, înainte să intre în contact cu mine. Îmi urez de pe acum poftă mare! Acum am ieșit din cameră. În tricoul ăsta așa arăt bine. Nu cu parfum, că nu m-am dat cu parfum. Când am cu mine, am uitat să iau. M-am spălat cu gelul ăla de duș Playboy. Deja am altă încredere, am băut puțin Bacardi de ăla. Cred că o să fac ravagii pe aici. Dacă o să am loc de băieții de culoare care o stați pe plajă, că ea lucrează de la 20 sus. E greu să te pui cu aia. Da, hai să vedem ce găsim pe aici seara. Trec în zona cluburilor și mă duc spre centru. Hai să vedem.
Americano.